Unul dintre liderii clanului Caran a fost prins de polițiștii bucureșteni. Bărbatul, care trebuie să execute o pedeapsă de 3 ani, se ascundea într-un tunel săpat în locuința sa. Tunelul pornea din peretele exterior al saunei, intrarea fiind disimulată cu plăci de lemn, susțin polițiștii. Bărbatul a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor de cămătărie și șantaj în anul 2012. De asemenea, potrivit poliției capitalei, pe numele acestuia era emis și un mandat de arestare preventivă într-o altă cauză de cămătărie și șantaj.